Există un răspuns la întrebarea cât e bine să dormi? Multă lume mă întreabă care e temperatura optimă în dormitor. Nu pot să spui, este 16 grade, e 18 grade. Pe mine m-a amuzat foarte mult toată chestia asta. Somnul influențează foarte mult sațietatea, foamea și sațietatea. De aia dacă dormim bine putem să slăbim. Îmi e și rușine să zic că eu dorm câte 10-11 ore. Uh, uneori, efectiv, mă trezesc în aceeași poziție în care m-am culcat. Ești tot binecuvântată că dormi bine, dar, în general, să știi și să știți cu toți că, din păcate, semnul cel mai primul semnal de alarmă uh, al lucrurilor care ni se întâmplă ziua este somnul. Cel mai odihnitor somn, de fapt, și de drept, nu cel mai odihnitor, cel mai bun somn care ne ajută, contribuie la refacerea organismului, la conexiuni, sinapse neuronale, consolidare de procese, de memorie, de învățare, toate lucrurile astea, este deci cel mai bun somn, este de fapt și de drept somnul de dimineață. Pentru că în prima parte a nopții avem mai mult somn de umplutură, secreția de melatonină, în care orice ar crede lumea nu tratează insomnia decât în anumite situații speciale, e un hormon. Nu se ia așa cu pumnul, nu ne jucăm cu el. Um, și mai ales la femei interferă cu, cu alte probleme hormonale, pentru că centrul somnului este lângă centrul foamei și al sacietății și este lângă uh, centrul sexual, în aceeași parte a creierului nostru, numită hipotalamus. Insomnia generează anxietate, anxietatea generează insomnie. Insomnia este primul semn al unor probleme care ni se întâmplă în viața de zi cu zi. Asta înseamnă că avem probabil anxietate, depresie, burnout, suntem stresați, avem probleme nerezolvate băgate sub preș. Espresso este făcut ca să te trezească. Somnul pe care îl avem după ce am consumat alcool este un somn superficial, nu prea mai ajungem în somn profund. Îmi pare bine că ne întâlnim la podcastul meu. Dacă ați ratat celelalte ediții, le găsiți acolo în descriere și puteți să-mi dați și un subscribe pentru următoarele discuții, cel puțin la fel de interesante ca cea de astăzi. Vom vorbi astăzi despre un subiect care îmi place foarte tare și anume somnul. Eu dorm mult, n-am probleme cu somnul, știu că foarte mulți prieteni și cunoscuți mă invidiază pentru acest lucru, știu că este foarte greu să nu dormi și să suferi de insomnie, văd în jurul meu din ce în ce mai multe cazuri, motiv pentru care vorbim despre toată această sferă a somnului. Când e bine să dorm, când nu e bine, câte ore, ce înseamnă insomnie, o să vedeți, e un subiect foarte de actualitate ca să spun așa, și eu am pe uh, alături de mine pe Oana De care este somnolog și care este o fată extraordinară, ne cunoaștem de mult, am avut multe discuții noi așa împreună și tocmai de asta Oana, vreau să-mi răspund la toate întrebările pe care le am și eu, dar și pe care le-am primit. Oh, deci înseamnă că avem multă treabă. <laughs> avem pentru multă azi. treabă, multă treabă. Deci, uh, există un răspuns la întrebarea cât e bine să dormi? Da, există un răspuns la această întrebare. În general, cam 7-8 șapte ore, șapte, ore e durata medie de somn există persoane puține, 5-6% din populație, care genetic sunt determinate să se mulțumească cu mai puțin, însă aici e foarte important să facem distinția între m-au obligat viața, munca, dependența de muncă, de fapt și de drept, eu de fapt și de drept dorm doar 5-6 ore pe noapte și mi este foarte bine. Cu determinismul genetic de a dormi doar 5-6 ore pe noapte, pentru că altfel vorbim de deprivare de somn, deprivare cronică de somn și asta e o mare, mare problemă a generațiilor noastre. Dacă îmi spui genetic, adică înseamnă că dorm 5 ore și mă simt odihnit da, și așa da, sunt eu de când m-am născut? Da. Somnul este reglat și el de niște gene. am înțeles și deprivarea de somn, apropo de asta, pentru că se întâmplă ca foarte mulți de luni până vineri când se duc la job să doarmă 6 ore, da, și în weekend 12. Da, e bine. Asta este social jet lag -ul. și nici ăsta nu e un lucru bun. Uh, sigur, dacă nu avem de ales, facem chestia asta și dormim mai mult în weekend și recuperăm somnul pierdut, uh, dar uh, și social jet lag e o patologie a somnului, deci e o problemă. Uh, și toate problemele astea într adevăr legate de somn uh, duc la o mulțime de boli, inclusiv cardiovasculare și metabolice, prin inflamații, stres, oxidativ, tot felul de alte lucruri pe care le declanșează lipsa de somn sau lipsa de somn de calitate, până la, cum să zicem, un prodrom pentru tot felul de fenomene de demență care apar la persoanele mai vârstnice. A, apropo de asta, scuze mă că te întrerup, am citit astăzi un studiu cu privire la faptul că o noapte nedormită ne distruge creierul. Nu știu despre ce studiu e vorba, deci n-am citit exact pe ce se bazează, dar în niciun caz nu trebuie să speriem oamenii. Noi în ultima vreme speriem foarte mult oamenii nu știu, cum ar trebui să trăiască, cât de perfect ar trebui să trăiască. Dar... Ce trebuie să mâncăm, când trebuie da, să dormim, exact, cu cine exact, ne îmbrăcăm, exact, mindfulness. Nu mai, nu mai dezastre pe capul nostru, pe lângă alea naturale, sociale, economice și așa mai departe. Nu. Până la 30 de ani, probabil că cu toții știm că o noapte nedormită nu înseamnă prea mare lucru. Nici măcar nu e nevoie să o recuperăm întotdeauna. Undeva între 30 și 40 de ani trebuie să devenim mai atenți cu nopțile pierdute pentru că le recuperăm și în general o noapte pierdută nu recuperezi a doua noapte pentru că nimeni n-a dormit în noaptea următoare 14 ore și 16 ore. Cu toții știm, dormim 10-11 ore. Teoretic în prima noapte de după noaptea pierdută recuperăm mai mult somnul de tip delta, iar în a doua noapte după noaptea pierdută recuperăm și somnul de tip REM. Deci teoretic după o noapte pierdută ne trebuie încă vreo două ca să ne revenim și după 40 de ani, într-adevăr după 40-45 de ani, se recomandă să nu mai pierdem nopțile. Acum, dacă se întâmplă odată lucrul ăsta, nu înseamnă că suntem afectați pe viață, mult mai mult ne afectează deprivarea asta zilnică pe care o facem de o oră, două din programul nostru în loc să dormim măcar șapte ore, că dormim șase sau că dormim cinci, decât o noapte pierdută la un moment dat. Dar e adevărată treaba asta despre care se discuta cu privire la faptul că atunci când înaintăm în vârstă dormim mai puțin? Ea nu prea e adevărată, ca să zicem așa, din punct de vedere biologic. Dar cu înaintarea în vârstă nu scade durata somnului, ci scade oportunitatea de a dormi. Pentru că vârstnicul începe să aibă tot felul de dureri, ia tot felul de medicamente, de exemplu se duce frecvent și urinează, ceea ce îi întrerupe somnul noaptea, doarme mai greu. Um, odată cu înaintarea în vârstă cu toții am observat că încep să ne apese tot felul de griji, încep să apară fenomenele de insomnie. Teoretic, un vârstnic sănătos ar trebui să doarmă la fel ca un adult sănătos. E adevărat, îi mai scade un pic din procentele astea de somn. Um, care contribuie cu adevărat la dezvoltarea organismului, dar altfel durata de somn ar trebui să fie cam aceeași. Deci, dacă am dormit toată viața mult, dorm și la bătrânețe mult. Mai ales dacă n-am. Să sperăm! Da, <laughs> dacă n-am probleme. Există și ore perfecte de somn, știi cum se spunea înainte, că dacă da. adormim până în ora 10, nu mai îmbătrânim, mai avem riduri, e somnul cel mai odihnitor, între 10 și 1, cool aveți man, grijă. Că nu, e cel mai odihnitor. <laughs> deci, culme. Cool cel mai odihnitor somn, de fapt, nu cel mai odihnitor, cel mai bun somn care ne ajută, contribuie la refacerea organismului, la conexiune sinapse neuronale, consolidare de procese, de memorie, de învățare, toate lucrurile astea, deci cel mai bun somn este, de fapt, și de drept somnul de dimineață. Pentru că în prima parte a nopții avem mai mult somn de umplutură și abia în a doua parte a nopții avem mult somn cu unde lente, delta și somn de tip REM, care au fost demonstrate științific că ne ajută, pe copiii ajută să crească la propriu sinteze de proteine, sinteze de proteine ale imunității, de-aia e bine să dorme atunci când ai o viroză, când ești răcit, când nu există medicamente, e bine să te odihnești ca să se refacă organismul și, în general, somnul acesta demonstrat ca fiind somn cu semnificație, nu somn de umplutură, are loc în a doua parte a nopții, de-aia o să demontez cu ocazia asta și mitul somnului polifazic. Eu știu că au fost multe genii de-a lungul istoriei care au avut un astfel de somn, dar nu cred că geniul lor a venit din somn polifazic cred că geniul lor a venit undeva din, din genetică. Dar ce înseamnă să un de dimineață? Adică la ce ore ne raportăm? Nu, nu Aproximativ, -a. a doua nu parte a nopții. Adică dorminte. de la 2-3 trei... în principiu, noi nu mai avem o oră fixă de somn. De când a apărut curentul electric, pe vremuri toată lumea se culca cu găinile, se trezea cu găinile, că n-aveau un cotro. Acum oamenii se pot culca și la 8 seara și la 9 seara, ceea ce e o uh, avansare a fazei somnului și e o patologie a somnului, tulburare de din circadian. Se pot culca și la 4 dimineața și la 6 dimineața. Există cazuri extreme de sindrom de întârziere a fazei somnului. Sunt unii care se culcă la 10, la 11, pe alții la 1, la ora 2. Teoretic ar fi bine ca ora 4, așa zic specialiștii în ritm circadian, să ne prindă undeva în mijlocul somnului nostru. Deci probabil că de fapt trebuie cel mai bun somn ar fi cel undeva între 12:08 sau 12 și ceva 7 8 pe undeva pe acolo. Însă, într adevăr sunt persoane în care se culcă mai târziu, care au întârzierea fazei somnului, persoane care se culcă mai devreme. Asta nu înseamnă că trebuie să ne stresăm, nu înseamnă nici că suntem anormal, nici că o să ni se întâmple ceva. Exact ca în situația în care dacă avem o noapte pierdută, nu știu ce pericol ne amenință, am foarte mulți pacienți care sunt disperați că... Uh, n-au dormit de câteva zile există situații din astea de insomnie acută, mai ales când ți se întâmplă ceva în viață, când ai un stres inclusiv un stres pozitiv da, 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 da. că ești uh, foarte excited de ce, tot ce exact. ți se întâmplă, emoțiile astea pozitive, că pleci în vacanță, că, că ai primit te un drăgostit. cadou, că te-ai îndrăgostit da, exact. Cel mai des insomnia apropo de eu stres, o vezi în context de uh, îndrăgosteală și uneori este drăguț când vezi persoane mai middle age, să nu zicem neapărat mai în vârstă, care, mă rog, după ce s-au despărțit și așa mai departe, trec printr-o experiență din asta, așa cum e îndrăgosteala și vin la medic că sunt speriați că nu mai pot să mai doarmă noaptea prea bine și că se trezesc cu tot felul de gânduri, de altfel probabil plăcute. Dar totuși, de partea cealaltă, cunosc persoane care dorm două, trei ore pe noapte deși se chinuie, se culcă la 10, dar se trezesc la 3, după aia mai adorm o oră dimineața, adică e un, un avem, calvar, ca să zic așa. Avem o percepție eronantă asupra cantității de somn, deci eu nu contest, nu cred că dorm 2-3 ore, poate dorm 5. Conform ceasului e... aluia. Mm, Știi că îți, da. îți măsoară somnul profund și da. somnul de da, umplutură pentru că E de fapt și se bazează pe un accelerometru și se bazează pe cât de mult te miști tu în pat mm -hmm. Dacă te miști mult înseamnă că ești treaz sau că nu ești în somn profund Dacă te miști puțin, invers Însă nu întotdeauna aceste ceasuri sunt foarte... Uh, accurate, uh, foarte Exacte. Vis-a-vis -vis de ceea ce se întâmplă în somnul nostru, pentru că, de fapt, și de drept, um, cea mai bună imagine a somnului nostru ne -o dă, de exemplu, o polisomnografie care are o electroencefalogramă, mă rog, ne înregistrează activitatea electrică a creierului, în care se vede foarte clar cât ai dormit, cât ai fost treaz. Și un dispozitiv din acesta, în general firmele care se respectă, validează un astfel de ceas și un astfel de dispozitiv cu polisomnograful și zic cam cât este eroare vis-a-vis -vis de o validare din asta cu electroencefalogram. Așa că nici întotdeauna pe dispozitivele astea nu trebuie să punem prea multă presiune. Iar noi, probabil că, nu știu dacă... Cei care îți urmăresc pot chesturile obișnuiau vreodată să se uite la televizor acolo unde sunt multe, 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 multe reclame, la filme. Mie, cu mulți ani în urmă, mi se întâmpla ca la prima reclamă de la începutul filmului să adorm <laughs> și să mă trezesc tot într-o reclamă și să zic, vai ce bine, mă... acum începe filmul, gata, se termină reclamele, și după va venea genericul, mm. pentru că dormisem două ore, dar noi nu ne dăm seama de acest lucru. Deci noi nu realizăm atunci când dormim, e un fel de stare de inconștiență, e o dezangajare perceptuală, așa se numește, de mediul înconjurător și practic noi nu știm cât am dormit. Este posibil să stăm în pat, să ne uităm la ceas la ora 1 și la ora 2 noaptea. Mă îndoiesc că un insomniac adevărat poate să stea o oră în pat, pur și simplu cu ochii în tavan, fără să facă nimic, fără să se miște, fără să deranjeze pe nimeni. Probabil că undeva între ora 1 și 2 a mai ațipiți. Mm -hmm. Nu un somn de calitate, mm -hmm. nu un somn exact, dar noi nu ne percepem somnul. Noi putem să ne trezim oricând, dacă în cameră e întuneric de plin, noi nu vom ști că e două noaptea, că e 4, că e 6, că e 10, că e 12 poate să fie oricât, pentru că noi nu, în timpul somnului nu putem să apreciem această dimensiune numită timp. Vreau, să dau, vreau să mă dau pe mine exemplu. Și să, <laughs> și să mi spui dacă bine, am mai discutat noi și mi-a zis că nu aș avea o problemă, dar mi-e și rușine să zic că eu dorm câte 10-11 ore, uneori efectiv mă trezesc în aceeași poziție în care m-am culcat. Mi-e cam greu să cred că ori nu simt că m-am. dar efectiv în aceeași poziție în care m-am culcat, cu mici diferențe de brațe, de mâini, de picioare, mă rog. Ceea ce mie îmi place. Adică eu mă trezesc odihnită, uh, n-am niciodată probleme de genul, vai, ce înseamnă insomnia, oh, și n-am dormit bine. Mi se întâmplă Ca și mie o dată la șapte luni. Tu, să nu fie de, de ochi, Mai, mi nu se întâmplă mie. Nu te lăuda prea mult. Mi se întâmplă o dată la nu știu câte luni să, da, uite, n-am dormit azi noapte bine, parcă m-am trezit la 3 sau mai știu eu ce. Uh, aș putea avea o problemă că dorm prea mult. A, și uneori dorm și la prânz. Bine, eu nu cred că dormi noapte de noapte 10 ore. Cred că la un moment dat mai și compensezi. Da, da adică, nu, nu dar nu foarte des. Îmi vine greu să cred că toate activitățile tale, Mantinale și așa mai departe, că chiar dormi 10 ore pe noapte. Să zicem din 7 zile 4 sau 5. Ok. De fapt, știi, probabil că nu sunt 10 ore, că 10 ore Eu zic de, când, mă pun în pat până, până te când mă trezesc. Scol, da. te trezesc. Te trezești cu totul și cu totul, deci nu cred că sunt chiar 10 ore. Ca să ore nu mai zic că dure. uneori mă trezesc, de exemplu, la 7, văd că e 7 și mă cul la loc. Adică, și n-am. Mi se pare normal. Nici problemă. Nicio <laughs> și mă trezesc la 10, 11 și asta e. Dar dacă într-adevăr ai dormi atât de mult și ce ai fi somnolent, ar trebui să te investigăm pentru hipersomnie. Deci hipersomnie ce de la câte ore în sus ar trebui mmm, să fie? Sau bine, ce, cum, cum, care sunt simptomele unui hipersom O persoană care doarme oricum, oricând, sau când are da, ocazia, da. Da, așa cu, așa. cu somnolență, bine. De exemplu, tu dacă stai acum, nu aici, în timpul înregistrării, dar dacă ai sta undeva în liniște, așa, într-o sală de așteptare pe aici, mai întuneric și n-ai fi cu telefonul în mână, aia țipi pe scaun. Da, am pățit asta, adică, de exemplu, dorm în avion, dorm în tren, e dorm normal. în mașină. sunt foarte multe dorm persoane în... în care dorm de la zgomotul ăsta, așa, ca un tors de bisică. Dorm oriunde. Mașină, avion, tren, motor. Ba chiar sunt mulți părinți, nu mă pricep la copii, nu am pacienți copii, dar sunt mulți părinți care își scot copilul să-l plimbe cu Cu pentru că dorm mai bine În nu... mișcare sau cu mașină, să audă zgomotul de mașină să doarmă, deci nu cred că e o problemă, e foarte bine dacă atunci când te-ai pus în avion Bine, îmi afectează viața într-un fel din punctul de vedere al sănătății, că așa social îmi fac eu lucrurile când mi le fac Teoretic o hipersomnie, adică un dormit, peste 9 ore, dar timp total de somn, nu de de ceea estimat ce nu știu. sau da. mă rog aproximat. Uh, Într-adevăr, nici să dormi peste ore de 9 ore de somn pe noapte, să ai peste 9 ore de somn pe noapte, nu e un lucru bun. Dar mi afectează sănătatea în vreun fel? Teoretic și asta afectează sănătatea, dar mă îndoiesc că e... Da, asta n-am cum să-ți spun cât dorm bine, cât e somnul profund. Eu zic de când mă pun în pat și până mă trezesc. Și mă trezesc, atenție, cu ceas. De la sine foarte rar. Bine, probabil că pe mai pe la ora 12, așa. Dar la ora 12 <laughs> probabil m-aș trezi de la sine, da? Da, așa să mă trezesc eu de la sine la ora 9, nu. Dar de curiozitate și genul care te culci mai târziu sau de da. vreme? Da. Ce, sunt, nu, nu mă la 10 nu, rar, foarte rar. Mă culc pe la 12, hai să-ți zic uneori și 1, chiar dacă stau acasă și nu fac nimic. hai să Începând cu 11 jumate, așa. Da. Mă rog, ești un cronotip intermediar, adică da, ca, da, cam cum ar trebui să fie lucrurile, dar nu suntem cu toți așa, de exemplu, până la ora două nu prea pot să mă uh -huh. culc, indiferent uh -huh. ce aș face, adică și dacă mi-am petrecut o zi întreaga acasă, tot târziu mă culc. Uh... Și te afectează viața? Așa ai fost tot timpul? Da, așa am fost tot timpul Și când am învățat în facultate și când mi-am lucrat Îmi amintesc la doctorat Am stat săptămâni în șir acasă la sfârșit Când a trebuit să scriu teza Și ajunsesem să mă culc la 6 dimineața Oricum munceam peste noapte Era foarte bine pentru că nu bipăia Niciun telefon Nu mă deranja absolut nimeni Eram eu cu mine, nu se întâmpla nimic și după aia mă culcam și dormeam până la două la plâns. Asta a fost în perioada în care am scris-o, adică atunci a trebuit să stau, stăteam câte 12 ore pe zi și scriam la ea, dar mi se deplasease total ritmul, pentru că așa mi era mie mai, mai convenabil. Dar așa am fost întotdeauna și ca, inclusiv ca persoană în care se ocupă de partea asta de somnologie, am încercat, știu cum se tratează, știu să le explic altora, le urez succes. Da, Știi de fapt, cum se drept, spune că dacă aprici pe tine... De fapt, de drept, cea mai importantă problemă atunci când vorbim de somn este de fapt, de drept, igiena somnului. Foarte multe persoane, deci persoanele sunt rare echilibrate. Oram persoane care sunt absolut obsedate de reguli de igienă, sau nu vreau nimic, nu, să nu mă dă, să fie totul afară, să fie, nu știu ce, să mamă când m-am trezit și văd că n-am dormit în minutul și în secunda asta. Deci astea sunt persoanele cu anxietăți foarte mari, care își creează un cerc vicios total insomniei. Uh, pentru că uh, cam asta e, insomnia generează anxietate, anxietatea generează insomnie și cu cât suntem mai frământați de somnul nostru, vai că nu bun, că nu face, că nu trece, cu atât mai multă insomnie stârnim persoanele pe partea cealaltă care au un program complet neregulat, mănâncă seara târziu, vin de la sală seara târziu, nu că n-ar fi bine să facem mișcare, se așteaptă să adoarmă imediat, într-o noapte se culcă de la ora 8, se trezesc după aia foarte devreme și zic că au insomnie, când de fapt și drept, dacă s-au trezit la 4 dimineața, au dormit 8 ore, nu? Exact, da. în noaptea următoare se culcă la ora 2, adică... În general, cam trebuie să ne culcăm, să ne sculăm la aceeași oră. Chiar și dacă e mai târziu decât ora optimă de somn, 12 noaptea, important e să ai cam același program în mod regulat și viața socială să-ți se adapteze la programul ăsta. Pentru că dacă tu te culci la două noaptea și ai program de la ora 7 dimineața sau de la ora 8 dimineața, e o dramă. Este. E, da. Și atunci, în general recomandarea de bază este să umblăm la regulile de igienă a somnului, să schimbăm stilul de viață, să avem o rutină înainte de culcare, așa, pe cât se poate, să dăm un fel de shutdown, pentru că și calculatorul și telefonul bagi în priză să se încarce, așa facem și noi cu somnul, dar, mă rog, mai înainte trebuie să fie o perioadă de liniște, am persoane care îmi spun că rezolva afaceri până când se bagă în pat. Normal că nu o să-ți vină în somn, nu? dacă tu ai stat acolo numai pe telefon. Nu trebuie calculator, dar ești acolo. Da, dar mintea a... e, activă. Da, mintea nu, nu e se, activă, nu se relaxează. nu. Exact. La fel avem și problema cu televizorul în dormitor. Mă mai întreabă lumea acum, asta este societatea, mulți dorm cu televizorul, dar cu cât este ecranul mai mare, cu cât este contrastul pe ecran mai mare, cu cât este sonorul dat mai puternic, cu atât somnul nostru este mai de proastă calitate. Măcar ne ducem și noi așa, câte ecrane mai mititele, mai galbene, sonor mai jos, încercăm să facem ceea ce putem. Nimeni nu este perfect, nu trebuie să fim obsedați de regulile astea de igienă în somnului, dar nici să neglijăm total acest aspect. Da, uite, dacă acum că ai spus să știi că mă, treze, mă trezește gălăgia, cu televizorul în cameră este exclus. Nu da, am cum să adorm niciodată pe gălăgie. Am încercat când mai mergeam prin hoteluri sau prin vizite și aveau televizorul în dormitor, este exclus pentru mine. Și contează liniștea și întunericul. Da. Adică da. să fie întuneric. Așa nu și mă trebuie să fie. Adică, cam multă lume mă întreabă care e temperatura optimă în dormitor. Nu pot să spui, este 16 grade, e 18 grade. Pe mine m-a amuzat foarte mult toată chestia asta care s-a întâmplat. Trebuie să dormim la nu știu câte grade în dormitor. Teoretic, trebuie să dormim la o temperatură cu 2 grade sub temperatura noastră ambientală obișnuită. Adică, dacă temperatura în sufragerie, în bucătărie este de 25 de grade, că la 25 de grade stai tu. Așa te simți tu bine. Așa, atunci în dormitor ar trebui să fie 23. Dacă tu stai la 20 de grade sau la 18 grade în casă, atunci temperatura ta din dormitor poate să fie 20-18 sau 18-16 grade. Nu e adevărat că dorm mai bine când e mai răcoare? Da, dorm mai bine pentru că um, somnul apare ca îmbinarea unor procese. Unul din, mă rog, unul din, procese este ritmul acesta circadian, zi, noapte. Altul, de fapt, și drept, inclusiv procesul veghe, somn, că la mulți nu coincide ritmul circadian cu veghe, somn, pentru că sunt, cum să zic, sunt persoane care lucrează în tură de noapte și atunci dorm în timpul zilei. Dar ele, teoretic, ar trebui să se îmbine, inclusiv cu niște cu o de melatonină, în care orice ar crede lumea, nu tratează insomnia, decât în anumite situații speciale. E un hormon nu se ia așa cu pumnul și nu știu, când văd toate suplimentele astea că conțin melatonină da, uh, și le găsești și la supermarket da, deci uh, mi se pare așa că un hormon este un hormon nu ne jucăm cu el uh, și mai ales la femei interferă cu, cu alte probleme hormonale, pentru că centrul somnului este lângă centrul foamei și al sacietății, și este lângă uh, centrul sexual, în aceeași parte a creierului nostru, numită hipotalamus. Și de multe ori ce se întâmplă într-o parte influențează ce se întâmplă și în partea cealaltă. Și atunci somnul influențează foarte mult sațietatea, foamea și sațietatea, de-aia dacă dormim bine putem să slăbim. Ante medicamente, care se iau în, de exemplu, pentru fibroame uterine, da, un exemplu, hormoni, să zicem, medicamente din sfera aceasta, pot să afecteze ritmul nictemeral, ritmul de somn veche, adică lucrurile astea sunt acolo, într-un spațiu foarte mic în creierul nostru și lovește aici și atinge un picuț și în partea cealaltă. Deci trebuie să fim foarte grijulii cu melatonină, nu este chiar așa, hormonul fericirii, cum e și vitamina D3, care se găsește și se iau oriunde, pentru că ajungem să ne stricăm ritmul circadian. dar ca să termin, de cele trebuie să se îmbine toate: veghe, somn, zi, noapte, secreție de melatonină, care se întâmplă la o anumită oră cu o scădere a temperaturii corporale. De-aia seara la culcare se recomandă să facem un duș ca să facem dilatație, să favorizăm această scădere a temperaturii corporale care ne ajută împreună cu liniștirea asta, ne ajută să mergem către somn. De-aia, într-adevăr, în dormitor e bine să fie temperatura un pic mai mică ca să putem să pierdem căldură. Nu scade temperatura corporală de la 36 cu nu știu cât la 34. Evident. Scade că... acolo cu 0,2. Da, contează. Da, Apropo de asta, uite, e un pont care se mai întâmplă la mine în casă. La ora 3 se dă termostatul singur pe 17. Deci mă trezesc când în... de la 3 încolo, dorm mai în rocoare, ca să zic așa. Ceea ce nu nu-mi displace, adică n-am nicio problemă. Dar eu, din câte știu treaba asta cu termostatul, um... Nu acționează chiar instant, pentru că trebuie mai întâi să se ducă căldura din casă. Păi, că da. Temperatura, da. cred că ajunge la 17 grade când te trezești dimineața. Da, dar măcar de la 20-21, cât e în mod normal, ea nu mai pornește. Da. Deci, că mă da, trezesc dimineața da. la 17, tot e ok. că poți să spui că de la 3 până la 9 dacă mă trezesc la 9-10, na. Depinde cât e de frig afară, oricum. Eu personal, dimineața când mă trezesc, trebuie să fie călduț. Uh -huh. Adică pot să mă culc, să fie mai răcoare, dar dacă mă pui să mă ridic din pat, să, să frig, fie răcoare mă întorc înapoi de... în <laughs> pat. Uh, apropo de somnurile de peste zi, uh, cum e cu aceste power nap? Uh, power nap pe power nap și e un lucru bun. Power nap înseamnă că, 10 că... deci minute mi s-a întâmplat ieri, apropo de asta. Uh, până, Stăteam pe canapea 30, și am adormit 10 minute. Până în 30 de minute, 10, 15, 20 de minute, ca să nu ajungem în somn profund. Uh -huh. Am zis pe la, mai pe la începutul discuției că somnul profund e cel care ne. cel mai important, dar în realitate, în uh, power nap, nu trebuie să băgăm acest somn profund pentru că altfel ne trezim cu inerția somnului. Adică, așa, confuz, buimaci. buimaci exact. Uh, și atunci, power nap, trebuie să evite intrarea în somn profund. Noi intrăm puțin în somn profund, avem, adică, ă, noi și noaptea parcurgem mai multe cicluri de somn. În funcție de câte ore dormim, un ciclu din ăsta poate să aibă 90-120 de minute, nu e chiar ca la carte, 1, 2, 3, REM, 1, 2, 3, REM. Este la început mai mult 1, 2, mai puțin 3, aproape deloc REM, după care în a doua parte a nopții e mai puțin 1, 2, mai mult 3 și REM, Da, aia spuneam. E. Primul ciclu de somn, putem să ajungem și în somn profund și în somn delta dacă depășim o anumită durată, ceea ce nu e bine. Și încă ceva, acest power nap ar trebui să fie cu cel puțin 6-8 ore, trezirea din power nap, cel puțin 6-8 ore înainte de ora dorită de somn, pentru că dacă îți iei power nap-ul la ora 8 seara, să nu ne imaginăm, să fim realiști, că cineva o să mai readoarmă la ora 10 sau la ora 12. O să readoarmă probabil la 3 dimineața. Da, ceea ce n-ar fi ok. Și cum facem? ne punem ceasul să sune, nu? Da. Până în 30 da. de minute. Da? Da, mi s-a întâmplat ieri. A fost extraordinar. M-am trezit, zici că. Sunt eram foarte. Wow, adică da, mi s-a da. părut efectiv wow. Da. Și am adormit fără să-mi dau seama. Adică mi-a pus ceasul, evident, și zic hai, că stau 5 minute. Dacă adorm bine, dacă nu, iarăși bine. 15 minute. Deci m-am trezit după alea 15 minute. I-am zic, oh my god. Da, a, și se recomandă inclusiv la șoferii obosiți din trafic. Te a, oprești, să se oprească. Bei și o cafea, eu. pentru că efectul cafelei apare după cel puțin 20 de minute, te culci, după 15 minute, 20 de minute, ți-ai pus ceasul să sune, te-ai trezit, te înviorezi un pic, te speli pe față sau, mă rog, echivalentul spălatului pe față, începe să-și facă și cafea efectul și pornești mai departe la drum. Cum e cu cafeaua? Asta urma să te întreb. Și apropo de alimentația nu benefică a gomului. Eu nu pot să înțeleg cum. Uh, pot unii să bea espresso seara, probabil că s-au obișnuit, dar teoretic espresso este făcut ca să te trezească. Adică, italianul bea după siesta. Da? Când la se duce la muncă din nou, și după ce se duce la muncă, se duce acasă, se schimbă în hainele de seară și iese la cină la ora 9 în seara cu familia și cu prietenii și bineînțeles toți au un sleep delayed face syndrome, o întârziere a fazei somnului se culcă târziu că dacă te-ai dus să iei cină la ora 9 da, am observat te că ei la ora 1-2 noaptea oricum. Am observat că și spaniolii și italienii mănâncă destul de târziu. Da. Deci, bem cafea în prima parte a zilei, contează și câtă? Știi că sunt persoane care beau o cafea toată ziua, așa o lălăie, eu de exemplu, sau care beau 5 espresso. Părerea mea este că în momentul în care ai nevoie de cafea sau de alte substanțe din astea cu stimulente, să nu zicem nume comerciale, dar cu toți știm băuturile acelea, bea omul pe parcursul, deci în momentul în care consumi, ai nevoie să consumi multe cafele, multe băuturi din astea stimulente, multe, mă rog, Energizante, energizante exact, ai o problemă orei de privare de somn și nu dormi suficient și cu chestia asta încerci să, mă rog, compensezi acest lucru. Ori ai o patologie a somnului, poate să fie, de exemplu, sindrom de apnee în somn, ți se pare că stai în pat și dormi 8 ore, dar de fapt și tot le dormi bine și atunci după aia ai nevoie de energizante sau de, mă rog, cafele și de alte lucruri ca să te menții treaz pe parcursul zilei în condițiile în care tu de fapt și te drept ești somnolent. Adică consumul excesiv de cafea sau de stimulente poate să ascundă, de fapt, și de drept o somnolență, care somnolența asta este patologică, și care este ca urmare a unor probleme pe care le ai cu somnul. Apropo de alimentație, există alimente care ne ajută să dormim mai bine? Mai ales seara, evident. În general, seara nu pot să zic alimente. Ceea ce se recomandă seara este uh, ca stomacul nostru să nu muncească foarte intens, să ne lase să ne odihnim. Și atunci putem să avem o gustare ușoară seara. Ceea ce înseamnă, bineînțeles, să nu fie hipercalorică, hiperproteică, multe grăsimi, multe condimente, mă rog, să fie în general uh, o gustare. O salată, un iaurt, un biscuite, un în sandvișuleț sau ceva, dar în niciun caz o mâncare copioasă, uh, cu sosuri grea, cu prăjeli, uh, multă și cu alcool. E adevărat, se tot vorbește de beneficiul paharului de vin. Cineva odată mi-a zis, cineva care, mă rog, era medic cardiolog și era o persoană foarte, este o persoană cunoscută în prevenția cardiovasculară, atunci când se vorbește de, de prevenție cardiovasculară e un nume, și care spune, de fapt și drept, ce ne face bine la o cafea, la un ceai și la un pahar de vin? Ce ne face bine? în general le bem singuri sau... Uh... Socializarea. Exact. Adică prezența celorlalți. Exact. Adică de-aia bem un pahar de vin. Nu prea îți vine să bei acasă un pahar de vin. Exact. Sau mă rog, uneori mai bem un pahar de vin ca ai să sărbătorești ceva tu cu tine. Da, sau da. Sau ți s-a terminat săptămâna și vrei să te relaxezi. Oh, ce bine. Da, Dacă nu Dacă n-ai ieșit vineri seara în oraș, poate să un pahar de vin. Dar, uh, da, socializarea. Pentru că hai cafeaua de dimineață o dăm repede pe gât așa ca să ne trezim, dar altfel o cafea o iei în oraș cu prietenii, un ceai îl bei în oraș cu prietenii, la băut ieși în oraș cu prietenii și la masa de seară cu familia, însă consumul de alcool ar trebui să fie cu 4 ore înainte de somn, pentru că cu toții am observat că dacă bem, putem să facem exces sau să nu facem exces, deci dacă facem exces, ne resimțim a doua zi de dimineață? Da, apropo de exces, știi că toată lumea spune, mamă ce m-am îmbătat aseară, ce bine am dormit, sau, hai, că am băut trei pahare de vin parcă am dormit super bine. Asta e o senzație falsă. Mm -hmm. Nu Nu cred. Într-adevăr, nu cred că se uite. Sunt oameni care adormi, adormi imediat. Adormi. Uh, multe persoane folosesc alcoolul pe post de somnifer. Exact. Pentru că ți-induce somnolență. Mm îți induce o stare de relaxare, anxiolitic și de relaxare a musculaturii. Dar somnul pe care îl avem după ce am consumat alcool este un somn superficial, nu prea mai ajungem în somn profund. Și atunci este adormim repede, dar este greu să spunem că ne trezim odihniți. De aceea mitul bea un pahar ca să adormi mai bine da, bea un pahar ca să te relaxezi, bea un pahar ca să-ți lași anxietățile deoparte, bea un pahar ca să dormi mai repede, să nu mai stai cu gândurile tale, dar nu este bea un pahar ca să dormi un somn de calitate? Mai bine, da. A, tu ești pneumolog la bază. Vreau să... Uh, ai fost uh, până de curând de la Institutul Marius Nasta și acum lucrezi la o clinică de somnologie. Ce legătură? Și de pneumo, și dar de pneumo, nu rog, legătură pe partea de somnologie. Ce legătură are pneumologia cu somnologia? Um, somnologia e o specialitate care a apărut așa de prin anii 70-80. Deci aparatul ăla, SIPAP, care se folosește în sindromul de apnea în somn, a fost inventat în 1981. Târziu. Deci, este, este contemporan cu mulți dintre noi, poate chiar mai mic decât unii dintre noi, mm -hmm. despre polisomnograf, despre registrările astea, aveau după o noapte de polisomnografie o cameră plină cu hârtii, mm -hmm. pentru că se printa din 30 în 30 de secunde, 8 ore, îți dai seama în ce ieșa acolo, tot de prin anii 70-80. Deci, somnologia este o specialitate nouă. Mulți dintre noi, subsemnata, de exemplu, n-am învățat despre somnologie nici în facultate, nici în rezidențiat, nu prea se, exist se vorbea de așa ceva. Eu recunosc că am învățat foarte mult în străinătate, în vest, evident, dar și acolo somnologia nu este o specialitate de sine stătătoare, nu alegi la rezidențiat somnologie. La rezidențiat poți să fii pneumolog și atunci ai de-a face cu tulburările respiratorii în timpul somnului cum e sindrom de apneie dar sunt mai multe, că e obstructiv, că e central, că e obizitate de obstatic, hipoventilație, sunt mai multe. Poți să alegi neurologia, să fii neurolog și atunci, în general, neurologii, are, tipic pentru neurologi, sunt epilepsiile nocturne, dar și tot felul de alte parasomnii, dintre care unele chiar pot să prevadă demențe. Poți să fii psihiatru, normal, psihiatru are de a face destul de mult cu insomniile. Dar am prieteni de-a lungul și de-a latul lunii care sunt și cardiologi, sunt și oreliști. Adică somnologie e cumva la ambinarea dintre multe specialități și am mulți prieteni care sunt somnologi și sunt fiziologi, neurofiziologi sau pe partea de fiziologie respiratorie, nu neapărat clinicieni. Uh, și tot așa, în partea asta de Societatea Europeană de Somnologie, există mulți colegi care sunt psihologi, deci nu sunt medici, nu sunt MD, medical doctors, sunt biologi, sunt neurobiologi, neurochimiști, neuroanatomiști, uh, care au de-a face, mă rog, ei nu consultă pacienți, dar fac cercetare în domeniul somnologiei. Deci, cumva, aș putea să zic că somnologia e o supra-specializare de pneumologie, însă eu nu m-am pregătit numai pentru sindrome de apnee în somn și pentru tulburări respiratorii în timpul somnului. Văd cam toate patologiile somnului în care sunt undeva pe la 80, dar mai puțin epilepsiile nocturne, pentru că mă rog, nu mă pricep la diagnosticul epilepsiei și nici nu am pretenția să, să merg în partea asta insomniile, dacă nu le găsesc o cauză organică sau o altă boală a somnului, de cele mai multe ori în drum către psiholog pentru terapie cognitiv-comportamentală, nu prea recomand medicamente, foarte rar când persoanele respective reprezintă o urgență psihiatrică în drum către acolo, dar am somnambuli, persoane cu somnambulism multe, care sunt cazuri foarte interesante, mai ales poveștile lor de viață, am inclusiv hipersomnii, cum vorbeam mai devreme, persoane în care pot să aibă narcolepsie sau pur și simplu hipersomnie ideopatică și asta este o mare, mare provocare pentru clinician. Am persoane cu tot felul de parasomnii, paralizii nocturne, există. În general, ca merg, pot să meargă mână în mână cu somnambulismul sau cu narcolepsia. Eating disorder, sunt persoane în care au sleep eating sau night eating disorder, adică care trebuie să trezesc în timpul nopții cu compulsia de a mânca. Deci vorbim de un domeniu foarte, foarte vast. Nu vorbim numai de sindrom de apnee în somn sau de insomnie. Multe persoane cu tulburări de ritm circadian pe tineri adolescenții mai aduc părinții la doctor că se culcă domne numai la două noaptea dar noi îl trimitem să se pună în pat de la ora 11 și el stă bineînțeles în pat și cine știe ce face sau se scoate, se pune la calculator, joacă un joc și mai departe pentru că programul lui de somn, bioritmul lui este de la ora uh, două sau de la trei noaptea și, în general, pacienții care vin în clinică nu odată am avut reproșuri că au completat foarte multe chestionare. Patologiile somnului se diagnosticează sau se suspicionează în baza unor chestionare. Facem chestionare de anxietate, de depresie, pentru că merg mână în mână cu patologiile somnului. Facem chestionari de cronotip. Astea nu sunt niște lucruri pentru care poți chestionar de somnolență. Uneori ajung să le dau pacienților chestionar de burnout, pentru că sunt multe persoane care au în spate tot felul de probleme în care răbufnesc în somn. Deci aș putea să zic că uh, legătura cu pneumologia este numai pe partea asta de tulburări de, respiratorii. De respiratorii nu somn, da. Unde, într-adevăr, m-am specializat destul de mult și suntem puțini în țară care am făcut chestia asta, pe partea de ventilație non-invazivă, care e mai mult decât sipapu. pacienți cu boli neuromusculare, pacienți echelari de AVC, uh, mă rog, accident vascular cerebral. Um, M-a pasionat foarte mult partea asta, nu, nu până a intra în terapie intensivă cu ventilație non-invazivă, deci neintubat, dar asta e partea de respirație, partea de pneumo și în partea cealaltă e partea de neuropsihiatrie, fiziologie, care uh, sunt studentă la un master în Elveția. Și vreau să zic că fiecare examen pe care l-am dat a fost trei uh, ani de zile, uh, de master. Deci, uh, uh, și masterul e organizat de neurologi și de psihiatrii. Uh, și am învățat atâta neurologie și atâta psihiatrie și despre uh, pf, vise despre procesele de consolidare a memoriei, a învățării, despre tot felul de locuri în creier, unde se întâmplă tot felul de lucruri. E într-adevăr un domeniu fascinant și întotdeauna am avut o mare admirație față de neurologi, față de neurofiziologi. Mi s-a părut că să știe acolo ce se întâmplă în creier, cum, cum da. am, și toate experimentele astea care se fac și care nu se pot face la un om mort ca să studiezi creierul, nu poți să faci, nu, nu -l faci pe, pe un cadavru la, ca un faci anatomie. Da, da, da. Se face pe un creier viu, da. cu tot felul de proceduri din astea de uh, stimulare transmagnetică pe, pe subiecți activi. Adică cercetarea în domeniul ăsta al somnologiei este ceva absolut fascinant. Da, apropo de toată cariera asta, a ta în somnologie, este vreun caz. Nu știu, care te-a surprins sau mai ciudat așa de care ți-o aminte? Mereu, 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 mereu. Unul care sunt, să ne povestești? Sunt zile în care am câte două, trei cazuri despre care aș putea să povestesc. În ultima perioadă, cele mai interesante cazuri și mai provocatoare cazuri pe care le-am avut au fost într-adevăr de pneumo mai mult paranteză pentru că este sezonul ăsta al virozelor respiratorii și mai ales al gripelor așa cum și COVID-ul putea să dea afectare cardiacă, teoretic și alte viroze respiratorii pot să dea afectare cardiacă și într-o săptămână mi s-a întâmplat efectiv să am doi pacienți veniți cu simptomatologie cumva tipică de pneumo unul chiar cu tulburări de respirație în timpul somnului dar după câte o viroză dar care ambii aveau de fapt și drept probleme cardiologice, o disfuncție a inimii, ca urmare a unei miocardite virale, post-virale. Deci nu numai COVID-ul dă afectare de acest tip, ci din totdeauna gripele, influența, alte infecții virale au dat narcolepsii. Apropo de patologie ale somnului, deci narcolepsia este um, o boală autoimună care de cele mai multe ori apare ca urmare a unui atac viral sau a administrării unui vaccin care conține o particulă virală. Nu poți să spui că un vaccin este complet inofensiv atâta vreme cât el conține o particulă dintr-un virus care face rău. No, no. Adică nu avem logică în a crede că e complet inofensiv. Conține o particulă dintr-un virus care face rău. Particula aia poate să-ți facă și ea rău. Numai restul conținutului vaccinului. Deci, boli ale somnului și boli ale inimii care pot să apară ca urmare uh, a unor uh, a unor Exact. Uh, apropo de vise. Uh, data viitoare când o să ne întâlnim uh, și după ce acest termin masterul, clar o să vorbim despre vise și de despre ce că... se spunea că oamenii deștepți uh, visează colorat, Știi că nu, era un mit? Nu, nu, nu. Uh, nu. Nu prea o să avem noi ce să vorbim mult despre vise, <laughs> pentru că asta merge mai mult spre <laughs> domeniul, să zicem, psihologului sau specialiștilor, dar toți visăm colorat și necolorat. În somnul superficial, visele sunt alb-negru. În somnul profund și mai ales în somnul rem, visele sunt colorate și cu încărcătură emoțională. Toți visăm. Da, unii își aduc aminte. Exact. Unii nu. Asta este diferența. Dacă te trezești din somn rem, de cele mai multe ori îți amintești visul. Dacă te trezești dintr-un somn non-rem, nu îți mai amintești visul. Deci, care e bun? REM. -ul. Remul sau non-remul? Pe nu. Remul este un somn bun, dar și o parte din somnul non-rem de tip delta este iarăși somn bun. Dar somnul rem are anumite caracteristici și fiziologice, dar și această caracteristică legată de vise. Deci, toți visăm. A, și acum faptul că te-ai trezit din rem și ți-amintești visele sau nu te-ai trezit din rem și nu ți-amintești visele nu te face mai deștept mm, în niciun nu, fel. Nu, nu, era o vorbă că atunci când visezi colorat ești mai deștept, dar oricum eu îmi aduc aminte toate visele, deci iar 80% eu aduc, din ele. Iar 80 eu nu mi-aduc -am aminte aproape nimic, lucru pe care eu îl consider bine în da. pentru că de fiecare dată când mi-aduc -am aminte un vis... Mă impresionează. Și pe mine, și mi impactează, și mă trezesc prost da. că am visat uneori, ba visat da. că plâng, ba visez ceva negativ, rar visez ceva pozitiv, mm, știi? Da, probabil că alea și... ne impactează emoțional mai da. mult dar uneori chiar teoretic și un vis pozitiv te poate urmări. Eu stres, mm -hmm. stresul pozitiv, mm -hmm. de care vorbeam și mai devreme. Da, da, da. Insomnia de dinainte de nuntă. <laughs> chiar, da, că da, am auzit multe da, situații, da. da, da. da. În concluzie, așa și după discuția asta noastră plină de informații și de în mine să mă culc aici. Și eu. Ca idee, știi, să mă gândesc. Adică chiar mă simt binecuvântată, pentru că ăsta este cuvântul, că pot să dorm. Și sper să mă țin așa cât mai mult timp. Și am încercat și eu odată o pastilă de somn și am încercat și melatonină, tot odată sau de două ori. Ce după pastila de somn nu am mai ajuns în pat. Deci am adormit instant pe canapea după... 20 de minute, la melatonină nu mi s-a părut nicio diferență. Am melatonina, dormit la fel de bine. Melatonina se am se în anumite situații, nu așa oricum, oricând. Da, am luat de curiozitate. Uh, și de da, de da, ești o că dormi bine, dar în general să știi și să știți cu toți că, din păcate, semnul cel mai primul semnal de alarmă uh, al lucrurilor care ni se întâmplă ziua este somnul. Deci, insomnia este primul semn al unor probleme care ni se întâmplă în viața de zi cu zi. Deci, dacă în spatele insomniei nu e o boală, nu e o durere, nu e altă patologie a somnului, pentru că mulți au în spate patologie ale somnului care le dau insomnie, normal, asta înseamnă că avem probabil anxietate, depresie, burnout, suntem stresați. Avem probleme nerezolvate, băgate supreși pe care nu le-am rezolvat. Sunt persoane care așa se nasc, cu înclinare către insomnie, se cheamă hiper hipervigilență. Persoane în care niciodată nu s-au odihnit foarte bine, care tot timpul au tresărit la cel mai mic zgomot. Sunt unii pe care tai lemne și alții care se simt foarte frustrați că nu dorm ca partenerii lor pentru că cel mai mic zgomot îi trezește. Deci, Asta este o chestie genetică, moștenită, constituțională. Dacă o să întreb, o să vadă persoana respectivă că în familie sunt, mai sunt și alții asemănători. Însă, până la a ni se declanșa insomnia, Somnul este simptomul zilei noastre. Deci trebuie să avem grijă cum ne trăim ziua, da. zilele în general, da. Da. ca să putem avea o da. noapte liniștită și o viață odihnită, dacă pot să spun da. așa, pentru că eu văd persoane care nu dorm, arată foarte rău somnul de frumusețe nu este un mit pentru că în timpul somnului se reface sinteza proteică deci dorm bine, ai o față odihnită ai mai puține riduri, ai o piele elastică nu e un mit, e o realitate pentru că s-au secretat colagen, diverse alte proteine nu dorm bine, ești după o noapte de nensomn, ai o față te ternă tenui tern, privirea pierdută Probabil că oricine, Ce oricine vine la tine și îți spune ceva, ți se pare că deja începe așa cumva să te duci în partea asta, mai mult nesomn aduce chiar la delir. Dar halucinați manii ești trist, ești, ți se pare că toată lumea are o problemă cu tine. Deci somnul este foarte important și pentru sănătatea fizică, dar și pentru sănătatea mentală. Și atunci în momentul în care nu mai dormim bine, Chiar este cazul să mergem să vedem, avem vreo boală a somnului, avem, avem vreo boală, punct, alta, sau a somnului în spate, sau, sau este un ceva. simptom al vieții noastre cu probleme. Pentru că da, am zis că și preglajul ritmului circadian se face printr-o schimbare completă a stilului de viață, a rutinii. Dacă nu dormi bine, deja ceva în viața ta și nu ai o boală. Ceva în viața ta nu funcționează bine. Și aici este cel mai greu să-i convingi pe oameni, pentru că oamenii își ar dori o pilulă. Știi, Știi bancul ăla, da. nu? Că ceva de genul... Aici era ghișeu cu medicamente, aici era ghișeul cu chirurgie și aici era ghișeul cu schimbarea stilului de viață. Toată lumea face coadă la chirurgie, că vrea să rezolve radical problema, mai puțin la pilule, și cei mai puțin la schimbarea stilului de viață, pentru că este foarte greu să ne schimbăm stilul de viață. Știi vorba aia. your comfort zone will kill you. Chiar așa e, vrem să stăm în zona de confort până... ce Nu mai poți, e greu da. să schimbi ceva. Da, de... e, foarte Orice. Greu. Orice. e foarte greu. <ră> și mai ales cu vârsta. Apropo că vorbeam inclusiv de schimbările din viața mea, deși aveam unde să mă duc, aveam ce să fac, eu a fost... e o schimbare care uh, mi-a luat multă vreme care a necesitat multe planuri, multe gânduri. Nu e așa, gata. Da, e uh, de nu mâine poți. Da, schimb totul De tot mâine tot. schimb totul. Uh -huh. în viața mea. E, e, totul se face cu o pregătire și este foarte greu, uh, e foarte greu să-ți faci ordine în viață. Am niște o întrebări surpriză. Wow! În afară de așa. toate celelalte pe care le-am avut până acum. Uh, ultima poză din telefon. Fac foarte frecvent uh, poze, poate a fi fost a pisoiului, seara, uh, <laughs> okay. uh, poate a fi fost a unei replici dintr-un film care mi-a plăcut, deci, uh, dincolo de pozele uh, făcute de la cabinet, pe stradă, sau... sau poate să fie poza uh, unei radiografii a unui computer tomograf sau filmulețul unui computer tomograf. Uh, Vin roșu sau vinal? Roșu sec. Care a fost primul gând când te-ai trezit în această dimineață? Aoleu, ce zi am azi! <laughs> Și a ajuns cu bine, a fost bine. Ce ai mâncat ieri la prânz? Habar n deci Nu nu mai, nu mai știu. Nu mai știu, nu mai știu. Deci trebuie să recunosc. Nu sunt o gospodină și, în general, cel mai des îmi cumpăr mâncare. Pot să zic ce am mâncat la azi. cabinet mm. azi înainte să vin încoace. Un ardei umplut. De post. <laughs> să fie de mine. L-a pus sau l-a răsărit? O, oh, a pus, a pus, răsărit niciodată. Tocmai Sleep Delayed Face Syndrome. Pe mine, dacă nu mă las să dorm până la ora 10, sunt nefericită. Da, idem, idem. Uh, și apropo de asta, că spuneai, chiar există buvnițe sau... Da, Privighetări. ciocărili, uh, uh, pardon. Uh, deci chiar există oameni da, care da. funcționează cum sunt și eu. Prefer de o mie de ori să mă culc mai târziu decât să mă trezesc vreme. Pe mine mă poate prinde și ora 11-12 noaptea lucrând la calculator, validând cât un traseu. Uh -huh. De exemplu, acum n-am mai avut timp să mai validez înainte a pleca la clinică. Mă duc acasă, îmi deschid calculatorul și stau și mai validez niște trasee, că sunt restantă. Uh, dar să nu mă apoi dimineața să fac chestia asta. Da, și eu la fel. Deci dimineața, o jumătate de oră, așa, mă țin de pereți ca să mă duc spre baie. Să știi că, uite, deși eu mă trezesc Inerția târziu... somnului nu e bună. Să știi că, apropo de asta, că mă trezesc târziu și uh, prefer să mă trezesc mai târziu dimineața, pot să fiu gata și în 10 minute. Adică dau snus de două sau de trei ori, dar dacă știu că am ceva de făcut și trebuie să plec, imediat te invidiez. Adică nu sunt genul care stai să bea o cafea. Adică prefer să dorm mai mult, să plec imediat, decât să mă trezesc o oră mai devreme, să stau să o lălăi, cum zic eu, și după aia să plec. Așa face subsemnanta. Deci mi-a două ore să ies din casă, să nu-și imagineze cineva că în alea două ore, mai mult de un sfert de oră, îmi pun hainele pe mine și un minim machiaj. Deci 10 minute, un sfert de oră, alea sunt gata. Dar eu trebuie să beau cafeluța, să stau, să mănânc, să mă joc un pic cu motanul, să-mi pregătesc, să pregătesc gustarea din timpul zilei ce mi-au -mi de mâncare la muncă, să fiu sigură că am toate hârtile la mine. Nu le fac, nu prea reușesc să le fac în general de seara. Nu, eu efectiv știu clar cum mă spăl 3 minute jumate pe dinți, că atât are periuța. 5 minute mi-a să mă îmbrac, 5 minute până să zic că mă ridic, mă spăl, mă. ce mai fac? Le am fix pe, pe, minute, așa am pus și ceasul să sune în funcție de în cât timp plec din casă. Trebuie să iau niște lecții. La timp. <laughs> nu de reușesc, ce? doamne, Dumnezeule, deci când am un avion noaptea, Ah, este yes. ceva înfiorător pentru că eu nu pot să ies din casă fără să mănânc Așa am fost obișnuită mm -hmm. de copil să am un mic dejun Da, mm -hmm. un mic dejun și cu legume și cu un sandwich Și eu cu ceai târziu. și cu cafea de și cu cu toate totul, așa, Deci da. la mine durează 20 de minute micul cu dejun 20 de minute să-l prepar sau să și să strâng. a ah, Deci e clar, o oră s-a dus, o oră dus. Nu, Eu fiind obișnuită de când eram mică să mă trezesc târziu Pentru că așa eram și când eram mică nu mănânc dimineața, mai stau până mă trezesc, îmi beau apa cu lămâie, până mă spăl, până zic când sunt liberă, știi? Și când nu sunt liberă, nu, îmi pun ceasul fix când știu să plec în 15 minute, 20 maxim de acasă și mai e momentul de dimineață, la jumătatea aia de oră în care nu mă pot scula din pat, în care trebuie să văd ce s-a mai întâmplat. A, și eu fac asta, pierd 5-10 minute, când îmi sună ceasul, un loc să mă trezesc, să mă duc să mă spăl, stau și mă uit pe Facebook sau pe Instagram exact. ce s-a mai întâmplat. Exact. Și mereu mă cert eu pe mine, mai dar ce faci? Pleacă odată că te uiți, când ajungi la sau... și, și pe WhatsApp. A, exact, știu. Multe, multe, și multe mesaje da, acolo adunate. Și la fel pățesc și seara, să știi că igiena da, somnului la mine da. este total greșită, pentru că îmi pun ceasul Măi, și parcă îmi vine să mai intru, și mai da. pierci 10 minute, 15 și îl închici mai nervez dar îl dau pe lumina galbenă. Cel mai dramatic este când apare pe Facebook un subiect care te enervează. Da, și care îmi și vine să comentez sau îl mai trimit cuiva și îmi răspunde în același timp și ne luăm și s-a dus. Sau ai comentat și te-au înjurat. A, ah, nu, mi se întâmplă des. Mi se întâmplă foarte des. Da. Uh... Și atunci te enervezi și scam sare somnul. Da, și mă culc o jumătate de mai târziu și după aia mă gândesc că, aoleo, de ce m-am culcat, că iar mă trezesc de vreme. Da, știu, cunosc. Asta e face parte din viața noastră. Uh, îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Ca la cafea, așa, ca la o cafea întinsă de dimineață. În un, un, pahar de un vin Un pahar de roșu. vin roșu sec și eu la fel. Sunt cu vin roșu sec. Uh... Sper că au ajuns informațiile astea la cine trebuie și măcar dacă nu ne-ați ascultat, poate ne-ați privit că, uite, Oana are niște cizme foarte frumoase portocalii care îi se potrivesc de minune. Da, și cu unghiile, da. da să să Stai că n -am, n -am, de la mine se vă roșii, să știi, la fel ca inima din piept. Uh, da, de la mine. Mai portocalii, așa, da, un de pic. la mine din partea Intermediar. Da? Pe Oana o găsiți așadar, nu o mai găsiți la un spital de stat, nici nu cred că vă doreați să mergeți neapărat, o găsiți la o clinică privată, o găsiți și pe Instagram, o găsiți și pe Facebook, acum o găsiți și pe YouTube, desigur. A fost și la sfat de sănătate, puteți să o căutați și acolo, am avut niște discuții mai medicale decât, mult mai medicale decât ce am vorbit astăzi. Pe mine vedeți acolo în descriere unde mă găsiți pe tot acest internet până data viitoare când ne întâlnim. Și în încheiere aș vrea să vă urez ceva ce mie mi se pare cel mai frumos lucru și anume somn ușor. Pentru că dacă avem un somn ușor, cred că dacă am dormit cu toții bine, a doua zi n-am mai fi nervoși în trafic, nu ne-am mai înjura, nu ne-am mai enerva, n-am mai mâncat compulsiv, n-am mai fi așa grăsuți, pentru că obezitatea chiar nu e bună, nici măcar pentru somn, Asta într-o altă discuție o să invit un diabetolog să discutăm despre asta. Deci hai să avem așa niște nopți liniștite și un somn ușor.